Bună ziua! Am revenit pe acest canal cu noi videoclipuri după o absență ceva mai lungă pentru că am fost ocupat să-mi schimb serviciu, bineînțeles, în viață apar tot felul de lucruri, dar am revenit și să știți că nu trebuie să vă îngrijorați, voi continua să fac videoclipuri în continuare atâta timp cât voi putea. În acest videoclip vreau totuși să atrag atenția asupra unui lucru pe care l-am văzut. Nu știu, mulți dintre voi probabil știu că locuiesc în străinătate, în Anglia momentan, și bineînțeles, pe Facebook mă mai uit la anumite grupuri din astea de români în străinătate. Și este super bine că avem aceste grupuri, că uneori ne mai putem ajuta între noi și este extraordinar. Aș vrea totuși să vă atrag atenția la faptul că pe aceste grupuri uneori se întâmplă niște lucruri care nu sunt întocmai bune și sincer să vă spun, pe mine mă îngrijorează foarte mult. De exemplu, vreau să vă atrag atenția la aceste imagini pe care le vedeți aici. Ce vedem pe ele? Cineva pe un grup de români în străinătate efectiv vinde medicamente, vinde antibiotice, antiinflamatoare, etc. Și efectiv aceștia sunt oameni care le aduc probabil din România, probabil au un prieten farmacist care le livrează aceste medicamente și ei apoi le transportă în Anglia, în Italia, în Spania, etc. Sincer să vă spun, dacă cumpărăm astfel de medicamente fără să le luăm dintr-o farmacie, mie mi se pare că avem o problemă foarte mare și este o problemă care ține în special de educația sanitară, medicală pe care o avem, la care trebuie să lucrăm foarte, foarte mult. Pe mine, cum v-am spus, mă îngrijorează extrem de mult când văd aceste lucruri, aceste anunțuri la care lumea efectiv răspunde și întreabă, după cum vedeți, da, cât e ketonalul, cât e amoxicilina, ca și cum suntem la piață. Și este extraordinar să cumpărăm medicamente din piață, numai că trebuie să avem în vedere câteva lucruri care sunt extrem de importante. Primul lucru la care ar trebui să fim atenți este dacă acele medicamente sunt într-adevăr indicate pentru problema pe care o avem. Dacă, să spunem, am avut o infecție și am luat amoxicilin acum 3 ani și ne-a trecut infecția, foarte bine. Dar asta nu înseamnă că infecția pe care o avem în prezent este sensibilă și va fi vindecată de amoxicilină. Acest lucru este foarte important. Sau poate avem o boală la care nu trebuie să luăm anumite tratamente antiinflamatoare. Trebuie eventual să facem o consultație, să vedem dacă nu este altceva acolo. Aceste lucruri sunt extrem de importante. Deci eu nu sunt, să știți, adeptul a lua medicamente puternice fără avizul unui medic, unui farmacist, a unei persoane cu pregătire medicală. Pentru că riscați să luați medicamentul greșit, riscați să aveți o reacție alergică, să aveți o problemă și apoi nu știți efectiv unde să apelați, nu știți cum să vă duceți pentru că ați luat un medicament pe care l-ați cumpărat de pe internet, nu știți ce este cu el și efectiv poate să vă provoace mai multe probleme. A doua problemă pe care vreau să o menționez și asta este foarte, foarte importantă, medicamentele să știți că se stochează după anumite reguli. Dacă medicamentele respective pe care băiatul de pe internet le-a cumpărat din România și le-a adus, să spunem, într-o dubiță sau într-un tir până în Anglia, trebuie să vă gândiți dacă acele medicamente mai sunt în continuare bune. Poate, în special în perioada de iarnă, au mers într-un tir în care au înghețat sau au fost expuse la temperaturi foarte joase. Aceste lucruri nu sunt foarte ok pentru că e posibil ca acel medicament să nu mai aibă eficacitatea pe care ar avea-o dacă l-ați luat din farmacie. Și cel mai bun lucru dacă luați un medicament este să-l luați dumneavoastră personal de la farmacist, pentru că farmaciile între ele au sisteme de transport ale medicamentelor în condiții de siguranță, în condițiile în care au fost proiectate de producătorul medicamentului, adică există un lanț al temperaturilor. Medicamentele sunt transportate în condiții speciale, de aceea este important să le cumpărați dumneavoastră personal de la farmacie. Asta este cel mai bun lucru. Și acum, bineînțeles, probabil medicamentele respective pe care le vinde băiatul de pe internet, probabil sunt în data de valabilitate, dar este important să verificați întotdeauna, dacă luați o pastilă, să spunem aveți pastile prin casă, să vă uitați dacă mai sunt în termen și dacă nu sunt, eu vă recomand să le aruncați sau și mai bine decât să le aruncați, pentru că poate altcineva le găsește și ia o pastilă care nu este bună, să le predați la o farmacie. Asta vă recomand foarte mult. Dacă aveți medicamente vechi în casă, predați-le la o farmacie și ei vor reuși să le elimine prin sistemele care există în vigoare. Și al treilea lucru pe care vreau să vi-l aduc în discuție și este foarte, foarte important, există o problemă la nivel european care este deja identificată de agențiile medicamentului de
întreaga Europa, că există probleme cu medicamentele contrafăcute. Și medicamentele contrafăcute sunt ceva la care nu ne gândim. Efectiv, multă lume nu se gândește că un medicament pe care îl luăm, să spunem amoxicilină sau, știu eu, ketonal sau altceva, poate să fie un medicament contrafăcut. Dar să știți că există criminali care s-au infiltrat în rețelele de distribuție ale medicamentelor și uneori, efectiv, produc medicamente care arată la fel, cutia arată exact la fel, eventual, poate codurile nu sunt corecte, dar este greu de identificat și acele medicamente sunt, de fapt, placebo, nu au nimic în ele, dar sunt efectiv vândute ca și cum ar fi medicamente adevărate. Și de asta, când cumpărați un medicament de pe internet, de la un băiat de pe internet, de pe un grup de Facebook, riscați efectiv să cumpărați un medicament care să știți că nu știți de unde provine. Este posibil ca acea cutie să arate într-adevăr ca amoxicilină, ca altceva care este util pentru dumneavoastră, dar acel medicament de fapt să fie contrafăcut. Există acest risc. Și ca să reduceți acest risc, cel mai bun sfat este să mergeți să luați medicamentul de la farmacie cu o rețetă, pentru că farmaciile, cum v-am spus, au un sistem de a comunica între ele, de a înregistra loturile de medicamente. Este mult mai greu de falsificat un medicament pe care îl luați din farmacie, dar în restul lumii există medicamente false. Și uneori se vând medicamente anticancer false. Sunt tot felul de probleme la care nu vă gândiți și vă recomand din tot sufletul să nu cumpărați pastile de pe un grup de Facebook, de pe internet, de pe ocazii, etc., pentru că nu este bine pentru dumneavoastră. Vă recomand întotdeauna să mergeți la un consult la medic. Chiar dacă mergeți un pic la medicul de familie și să spune medicul de familie nu vă recomandă ceea ce doriați dumneavoastră. Poate mergeți la medicul de familie fiindcă vreți un antibiotic, dar poate medicul de familie nu vă recomandă un antibiotic pentru că este necesar un alt tratament sau poate nu este necesar antibioticul. Sunt situațiile acestea. Trebuie să aveți încredere un pic în decizia medicului, pentru că are o pregătire medicală și poate să vă dea uneori un sfat mult mai bun. Să luați pastile uneori poate să vă facă mai rău. Deci trebuie să fiți atenți că unele boli trec de la sine, n-au nevoie de medicamente. Alte boli au nevoie de medicamente precise, țintite. Deci de asta nu cumpărați medicamente după ureche, nu luați medicamente așa pe ghicite pentru că riscați să vă faceți mai rău. Acest sfat nu vi-l dau ca să discreditez pe cineva care, spunem, pune un sfat bun pe internet. Dar vreau să vă spun că uneori trebuie să mergeți prin sistemul de sănătate care există. Și dacă vă aflați în străinătate, de regulă în Europa aveți acces gratuit la sănătate. Și, sincer, uitați, exemplul din Anglia. Sistemul de sănătate din Anglia, deși mulți români au tendința să-l critique, este de 10 ori mai performant decât cel din România. Accesați-l. Eu lucrez în sistemul medical englez și să știți că lucrurile se mișcă. Într-adevăr, e mai greu uneori să treci de medicul de familie, dar uneori nu e nevoie. Uneori, medicul de familie vă dă suficiente sfaturi ca să vă rezolve să nu ajungeți la spital, să nu stați la cozi. Lucrurile acestea sunt foarte importante. Eu vă urez multă sănătate și alegeri bune. Numai bine!